Hei, eu sunt Laura și astăzi v-am pregătit un challenge mega interesant. De fapt, mama mi-a pregătit mie un challenge. Salut, prieteni! Mama astăzi o să mă și filmeze și mi-a pregătit și challenge. Bravo, mama! Îți mulțumim și spune-ne, mama, ce ne-ai pregătit tu azi? Deci, Laura astăzi, cu ochișorii închiși, cred că o să aducem o chestie de aia pe ochi. Da. Da. Va trebui să determine aroma laptelui. Wow. Sună foarte ciudat, dar așa este. Deci, Laura, eu ți-am pregătit niște pahare cu lapte. Wow. Așa. Ia-le pe primul sau poți iei două, nu contează, da. Și eu când o să... N-are aromă. Nu. Când... E lapte obișnuit. Da. Tu când o să ai ochișorii închiși, eu o să-ți dau niște paie cu aromă și tu va trebui să bei lapte prin acele paie și să determini ce gust va avea laptele. Paie cu aromă? Da, niște paie foarte interesante. Și speciale noi... pentru lapte? Speciale pentru lapte. Eu n-am mai gustat niciodată. Nici noi n-am gustat cu bechi, deci... Da, sperăm să ne placă. Important tu să guști și să determini gustul. Da. Ăsta e scopul. O să avem foarte multe runde și foarte multe arome. Da, prieteni, dar înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel, desigur, dacă doriți, puteți să mă susțineți pe conturile mele de Instagram și de TikTok. Pentru că acum fac TikTok-uri. Și de asemenea toate link-urile o să fie și jos în descriere și la canalul mamei pe care tot filmăm clipuri interesante. Iar acum haideți să trecem la acțiune. Primul gust, prieteni, va fi acesta. Sperăm Laura să-l ghicească. Deci, Laura, da. Întinde mâna. Da, așa. Dar ce? Oh, asta-i paiul? E un paiu. Are gust? O să vezi. Hai, pune. Eu n-am mai văzut așa. Faci sunet, el are ceva înăuntru. Da, hai, unde? Găsește paharul. Am găsit unul, da? Da, l-am luat un pahar, da. Ok, poți să-l bag? Da, da. Și poți să gust? Da. Și trebuie cumva să amestec, nu? Nu, doar să guști. Wow, am simțit un gust, dar nu mi-am dat seama de ce-i. Hai. Știu, ceva cu fructe de pădure, ceva păușoare. Fructe de pădure? Da. Ești sigură? Ceva ori căpșun, ori fructe de pădure, păi, da. Păi, gândește-te. Dar ce e diferența? Păi, fructe de pădure și căpșuni, da, sunt lucruri diferite. Da, tot păușoare. Nu așa bine, general. E cu căpșună. Hai scoate. Da? Cu ce era? Cu căpșună. Serios? Ai ghicit. Vai, dar chiar așa e de gustos. Deci ai un punctișor. Hai, punem farfurie. Punem farfurie. Deci, Laura, ai un punctișor. Te-ai spregit foarte bine cu prima rundă. Să trecem la a doua rundă. Oare o să le ghicesc pe toate? O să vedem. Următorul gust, prieteni, este acesta. Să vedem dacă îl va ghici Laura. Poftim, Laura, întinde mâna. Mulțumesc. Asta pare la fel, adică nu miroase în vreun fel așa de departe. Nu miroase. Pare identic. Da. Și acum poți să gust, da? Da. Deja știu. Știi? E gustos? E interesant la gust. Da. Și e foarte evident, e cu banane. E cu banane. Eu sunt curioasă dacă e dulce laptele sau nu. Da, parcă e cu zahăr. Da? Da, parcă e milkshake. Foarte gustos. Deci se merită de cumpărat așa siguranță, ceva, da? Siguranță. Nu știu ce e asta, nu știu cât e de dăunător, dar e foarte bun la gust. Deci, al doilea gust, tu ai zis că este? Banane. Banană și ai ghicit. Mai ai un punctișor. Yay! Poți să-ți scoți asta de pe ochi. Aparent mă descurc foarte bine. Până ce te descurci, dar să știi că sunt gusturi și mai interesante. Mai complicate. Să vedem dacă o să le ghicești. Bine. Păi stai că n-ai scos paiul. A, da. Trebuie să-mi dai paiul. Și repetăm încă o dată. Bine. Următorul gust, prieteni, este acesta. Să vedem dacă îl va ghici Laura.
Cum vă pare? Mai simplu sau mai complicată decât cele precedente? Laura? Da. Atent, nu dărma laptele. Așa. Ce e asta? Tot în pai. Da, nu miroase nimic. Dar nici nu miroase. Ia stai să-l filmez de aproape. Arată ciudat? Arată foarte frumos, wow. Să știi. Da, are da. Mai multe culori. Nu știu. Nu spui, da. Nu. Voiam să te prind. Nu mă prinzi. Ce ciudat? Știi? Da. Am simțit ceva ce nu pot confunda. Parcă are gust de bounty. Mm-hmm. Deci ciocolată și cocos. Cum? Cum le ghicești, Laura? Nu, pur și simplu, nu le-ai gustat. Nu le-ai gustat. Așa de și ceva. Chiar se simte și da, ciocolata. Da, pe mai gustat, știi cum se vede bounty la... Da. Și așa de scump. Mm-hmm. Are gust, nu mai spun de ce, iar ăsta chiar are gust de bounty. Super, poți să-ți scoți asta de pe ochi și să te uiți cum arată. Wow! Deci paiul arată foarte frumos, Doamne. Are biluțe de două culori și ce probabil astea albe au gust de cocos da. Și astea de culoare maro sunt de ciocolată. Cred, eu n-am mai văzut așa ceva. Nici noi n-am văzut, dar dacă o să ne placă, o să practicăm și o să da, cumpărăm mai des. Da, mi se pare mai gustat decât să cumperi suc. Mm-hmm. E așa mai bei, lapte bun. Cu un careva gust. Da. Bine. Următorul gust, prieteni, va fi acesta. Cum vă pare, complicat sau simplu? Eu nu știu dacă l-aș fi ghicit. Laura, întinde mâna. Da. Atent. O țin paharul. L-am găsit și sunt gata să gust. Hai, gustă. O să ridic. Da. Mai întâi, primul gât niciodată nu înțeleg ce e. Da? Da, de obicei nu. Dar e dulce măcar? Da, e dulce. Ceva am zis, da. Cu asta e mai greu, parcă e cerci. Nu știu de ce. Cerci de care? Eu văz? Da, ceva așa făinos și parcă tot cu gust de banană. Ia că chiar nu-mi dau seama ce e asta. Nu-mi dau seama. E dulce. Nu-mi dau seama. Nu știu. Hai, da. Mai ai drept încă o dată. Încă o dată, o singură dată, bine, da. Strac tare. Gândește-te, dar ne dai paiul să nu gata, mai gust. Gata, mă dat paiul. Stai că nu vede unde se neunte. Cu ciocolată? Nu știu. Gata? Eu da. Asta e răspunsul meu. Deschide ochișorii. E galben. Cu banan. Nu, cu banan a fost. Dar știu, dar poate încă o dată e dat. Cu vanilie. Aaaa, de asta n-are niciun gust, că e dulce. Avea gust de prăjituri, da, probabil. Da, de făinoase. I-am spus ceva, că nu înțelegeam ce gust are, are sens. De fapt, făinoasele au gust de vanilie și la tine s-a asociat. Și la mine s-a asociat cu asta, dar eu nu ne-am dat. Era dulce și avea gust așa de prăjitură. Deci, asta este vanilia. Wow. Și Laura are minus un punctișor, adică cât ai avut până acum? Ai avut 3 corecte și deci am 2 puncte. Da. Ok, bine. E, da. Nu, ai 3 ghicite și una neghicite. Mai urmează încă câteva gusturi, deci ai șansa să câștigi totuși. Hai. Următorul gust, prieteni, este acesta. Cum credeți? Îl va ghici Laura sau nu? Și uitați-vă ce e scris aici. Până a începe provocarea, Laura, eu zic să schimbăm paharul cu lapte. Ah, ok. Deoarece ți-a mai rămas puțin. Bine. Da? Da. Și îți dau următorul pai. Mulțumesc că bag în lapte. Da, e nimerit. Atent că paharul este foarte plin. Bine. Apleacă-te tu. Simt ceva familiar. Da? Da. De asta lapte știu și eu. Cum să nu știi? E lapte cu ciocolată. Lapte cu ciocolată? Da, ești sigură? Așa, foarte sigură. Da? Da. Deschide ochii și vezi dacă ai ghicit? Am ghicit.
Ai ghicit! Deci Laura are deja 4 puncte. Deja. Și unul minus. Da, da, cum e foarte gustos, dar nu e așa impresionant. Seamănă cu Nesquik, adică nu neapărat cei din astea. Am înțeles, dar toate sunt la fel de dulci? Da. Sunt diferite tipuri de dulce, la vaniliu, un tip de dulce, la ciocolată. Asta la ciocolată e dulce sau e ciocolată neagră? Nu, e ciocolată dulce, ciocolată dulce. Ciocolată dulce. Da. Bine, închide ochii și trecem la următoarea rundă. Și următorul gust, prieteni, este acesta. Cum vă pare? O să-l ghicească Laura sau nu? Dar până a trece la următoarea rundă, eu am atras atenție prietenilor noștri la ceva ce era scris pe ambalaj. Aha. Și acolo era scris că e fără gluten. Și asta ce înseamnă? Nu știu, înseamnă că e fără gluten. Adică tot ceva bun. Da, n-are gluten. Cu toate că eu știu că glutenul e doar în cereale, dar poate mă greșesc. Oricum, astea nu au gluten, să știți, prieteni. Super! Super! Poftim, Laura! Dă-mi-l încoa. Gata, s-a gust. Hai să vedem. Sunt foarte curioasă care e ultimul. Wow, ăsta s-a simțit din prima ceva. E ceva mai aromat? Ceva extrem de aromat. Acum are gust de iaurt. Adevărat, iaurt, așa știi? Iaurt are un gust foarte tipic de fructe de pădure. Da? Da, și asta fix așa ca iaurtul ăla pe care îl fac. Fix același condiment, cred că. Am înțeles. Foarte gustos. Deci, deschide ochișori și vezi dacă ai avut dreptate. Ce? Fructe de pădure. Deci, yay! Laura a câștigat. Și aceasta, prieteni, a fost ultima rundă. Scorul este de cât? 5 la 1. Da. Deci din 6 arome, Laura a ghicit tocmai 5. De fapt, și la 6 am fost foarte aproape. Și la 6 ai fost foarte aproape. N-am spus morcov sau... Da, dar oricum nu ai ghicit, deci nu putem să-ți punem acel punctișor. Eu stau acum și mai toare, ce gust are dacă le gust din toate odată? Încearcă. Ia da să vedem. Mă uit la el și tocmai nu pot să nu mă gândesc la asta. Hai, încearcă și spune-ne pe urmă să ne zici care a fost mai gustos. Sigur, da, poate fix toate împreună. Asta poate. Să aflăm. Hai să vedem. Din toate odată stai. Nu mă! Nu se trage, n-ai atâta putere. Nu pot. Ia câte două. Ia din 3. Hai că s-a primit din 3. Prea dulci. Prima combinație a fost mai ok? Au gust de papuci. De papuci? Da, deci așa mi s-a asociat de papuci ceva. Atâtea arome plăcute și la urmă să aibă gust de papuci, păi, când s-au combinat. Diferite de dulce. Dacă se combina acolo... Am înțeles. No. Și deci care aromă ți-a plăcut cel mai tare? Cel mai tare e că stau și mă uit, care chiar să mă impresioneze, cred că totuși căpșunile. Căpșunile. Mereu mi-a plăcut milkshake-ul cu căpșuni. Am înțeles. Și cel mai care nu l-ai recomanda? Bananele. Parcă au un gust așa mai artificial, știi, bananele alea artificiale, se vede că adică nu sunt naturale, sunt conservant foarte evident. Coloranți din astea. Da. Am înțeles. Și cum, Laura, ți-a plăcut provocarea? Super interesant, eu în viața mea n-am gustat lapte cu atâtea gusturi, am gustat iaurturi, dar nu lapte. Mm-hmm. A fost ca și cum aș fi gustat niște milkshake-uri care chiar nu erau chiar milkshake-uri, adică cumplit ceva nou, mm-hmm. Așa că mi-a plăcut foarte mult, îți mulțumim, mama, că ne-ai ajutat. Cu plăcere! Iar vouă, prieteni, dacă v-a plăcut acest clip la fel de mult cum mi-a plăcut și mie, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost Laura, în spatele camerei a fost mama. Și ne vedem în videoclipul următor. Pa!